Bună seara, doamnă și domnilor. Invitatul confruntării 100% din această seară este domnul Valeriu Stoica, vicepreședinte al Partidului Democrat Liberal. Bună seara, domnule Stoica. Bună seara. Nu ne-am văzut de mult, avem multe lucruri de povestit, de vorbit. Cât de un an de zile ne vedem mai rar, înseamnă că avem mai multe lucruri să ne spunem. Exact. Dar încep cu o întrebare așa de șuietă, dacă vreți mai întâi. Ce mai face domnul Traian Băsescu, domnule Stoica? E președintele României și își îndeplinește funcția. Da. Altfel, dacă v-ar interesa lucruri mai șocante sau lucruri nu care șocante, să, mă gândesc sau că, care să, că poate ați mai discuta cu domnul Băsescu în ultima perioadă. Trezească interesul mai mare, nu vă pot da asemenea detalii, nu l-am văzut de multă vreme și nu era nevoie să-l văd pentru că avem roluri diferite în politica românească. El e președintele României, eu mi-am ales un rol la care țin și la care nu voi renunța multă vreme. Așa cum bine știți, ca vicepreședinte al Partidului Democrat Liberal, mă ocup în special de Institutul de Studii Populare. Am reușit anul acesta să punem pe picioare acest institut. Am avut câteva dezbateri care, zic eu, au fost de mare impact. Știți de ce vă dar mai mult decât atât, ceea ce doresc este ca în 4-5 ani acest institut să devină, dacă nu cel mai bun think tank din România, unul dintre cele mai bune și nu numai din România, chiar din Europa. Următorii 5 ani am acest proiect. Vă întreb de domnul Băsescu pentru că de curând v-a numit prin decret prezidențial în conducerea Institutului Cultural Român, nu? Da, dar nu cred că asta are legătură cu politica în primul rând. Cred că asta are legătură cu preocupările pe care le-am avut în ultimul timp. Cum bine știți, în ultimii 2 ani am scris 2 cărți care, zic eu, sunt importante pentru înțelegerea politicii românești. Cred că această numire are mai degrabă legătură cu statutul meu de universitar decât cu statutul de om politic. În momentul în care vi s-a făcut această propunere, n-ați avut un dialog cu președintele? Propunerea nu mi-a fost făcută de președinte, ci de către conducerea Institutului, de Institutului Cultural Român. Ca urmare, această numire, repet, e legată de statutul meu de universitar, de preocupările mele, adică mai legate mai degrabă de științele politice decât de politica militantă. Rămânem la domnul Traian Băsescu, pentru că, bun, ziceți că nu v-ați întâlnit cu domnul Băsescu, dar domnul Băsescu a avut câteva ieșiri, dintre care aș vrea să reținem una și să discutăm pe marginea ei. Această nehotărâre a domniei sale în legătură cu candidatura din noiembrie, probabil, anul acesta. Am văzut un interviu în care spuneți că domnul Băsescu probabil că va candida. Vă mai mențineți punctul acesta de vedere? S-au făcut foarte multe speculații în legătură cu această candidatură a lui Traian Băsescu. Domnul Băsescu la moară, să zicem, da, pentru că mi se pare că e firesc să nu își anunțe candidatura decât atunci când e momentul să își anunțe candidatura. Când e un astfel de moment? Păi fără îndoială că în toamnă va fi momentul. Nu mi se pare că ar fi avut vreun motiv să-și anunțe o candidatură pentru un eveniment care va fi în toamnă, în noiembrie, să-și anunțe cu un an de zile înainte sau cu 6 luni de zile înainte. E firesc să cântărească, dar dacă tot se fac speculații legate de această candidatură, dați-mi voie să fac și eu o speculație. Dacă Traian Băsescu va hotărâ să candideze, eu sunt convins că va câștiga al doilea mandat și deși mulți sunt sceptici în ceea ce privește rezultatele primului său mandat, eu nu sunt deloc sceptic în ce privește al doilea mandat. În ce privește primul mandat, cred că a reușit să facă un lucru care e foarte bun și anume, dacă vreți, în politica românească este un fel de șah etern. Există un echilibru între două grupări de forțe și acest echilibru, în momentul de față, nu permite niciuna dintre cele două forțe să facă un pas înainte. Este, dacă vreți, o situație în care niciunul dintre partenerii acestui joc politic nu poate să se desprindă de celălalt. Da, poate facem în al doilea mandat, poate facem pași înapoi, domnule Stoica, din în al doilea mandat, da, dar e adevărat. Vă referiți în primul rând la economie și poate discutăm și despre asta mai târziu. Dar, repet, în al doilea mandat eu sunt convins că se va realiza masa critică necesară pentru ca președintele Băsescu, împreună cu Partidul Democrat Liberal, împreună cu toți cei care doresc în România reforme reale, să realizeze într-adevăr o cotitură în viața instituțională românească. Eu cred că al doilea mandat al președintelui va fi mandatul reformelor statului român și cred că în acel moment se va vedea exact care este plusul pe care îl va aduce
nu numai președintele Traian Băsescu, toate forțele care cred în reforma statului român. Și cred că aceste forțe vor realiza maza critică împreună cu președintele Băsescu în al doilea mandat să facă aceste reforme. România le așteaptă de 20 de ani, este indispensabil să le facem, pentru că de ele depinde nu numai viața fiecare dintre noi, nivelul de viață al fiecare dintre noi, de aceste reforme depinde chiar identitatea națiunii române. Și dacă ele nu se fac, riscul este ca în 10 ani, în 20 de ani să constatăm că ne transformăm din națiune într-o populație care servește doar ca piață de consum pentru alte forțe din Uniunea Europeană și din afara ei. E nevoie, deci, de acest ciclu de reforme și cred că în al doilea mandat al președintelui Băsescu aceste reforme se vor face. Eu mi-aduc aminte că la câștigarea primului mandat, domnul Traian Băsescu a rostit tranșant că își propune două mandate în poziția de președinte al României. De ce să fie apărut acum, iată, e o declarație recent făcută, această, cum să-i spunem, această nuanță pe care o introduce domnul Traian Băsescu? Cum că ia serios în calcul și varianta de a nu candida pentru un al doilea mandat? Eu cred că atunci când spune acest lucru, dă dovadă de luciditate. E dezamăgit? Nu. Traian Băsescu este un om politic realist. Evaluează situația politică. E normal să o facă. Iar decizia de a candida pentru al doilea mandat trebuie să fie rezultatul firesc al unui proces de deliberare. Din punctul de vedere al Partidului Democrat Liberal, în momentul de față, noi nu avem al candidat în față de Traian Băsescu. Am spus-o repetat, clar și limpede. Aveți colegi dar evident, care spun că domnul Boc ar fi bun de candidat. Dar evident, revin și la această chestiune, evident că o asemenea candidatură nu e doar rezultatul voinței PDL. Aici este un acord de voințe. E nevoie să vrea PDL și PDL nu are nicio problemă în această privință și a spus clar că pentru noi cel mai bun candidat este Traian Băsescu. Pe de altă parte, e nevoie și de acordul candidatului. Nu se poate să impunem voința noastră fără ca să existe și acordul lui Traian Băsescu. Această chestiune nu s-a discutat încă. Și nu s-a discutat pentru că e de vreme să o discutăm. Cred că în septembrie-octombrie această chestiune va fi tranșată. Repet însă, dacă va candida, va câștiga al doilea mandat fără probleme și când spun asta, mă gândesc nu numai la aturile pe care le are Traian Băsescu privit ca un politic, mă gândesc și la contracandidați. Din păcate, în ultimii 4-5 ani, nu s-a ivit pe scena politică un contracandidat serios pentru Traian Băsescu. De ce spuneți din păcate? Că din mă gândeam păcate, că pentru o fericire pentru dumneavoastră. Eu când spun din păcate, spun un lucru foarte serios. Competiția politică e cea care, până la urmă, reușește să aducă cei mai buni într-o alegere. Nu înseamnă că dacă apare un foarte bun candidat, el va câștiga neapărat. Dar și Traian Băsescu va fi mult mai motivat cu un candidat foarte bun. În acel moment, confruntarea va fi mult mai puternică. Și în final alegătorii vor avea, într-adevăr, oferte între care să aleagă. În momentul de față, eu, dacă aș face abstracție de calitatea de membru PDL pe care o am, dacă aș fi un simplu alegător și m-aș uita pe scena politică, aș vedea, sunt candidați Traian Băsescu, posibil, deocamdată nu și-a anunțat candidatura, s-au grăbit să-și anunțe candidatura Crin Antonescu, Mircea Joană. Poate Sorin Oprescu? Poate Sorin Oprescu. Deci, repet, ca alegător, fără să am o apartenență politică, n-aș putea alege altceva decât Traian Băsescu. Știți că în democrație se spune că nu alegem cei mai buni, alegem cei mai puțin rău. Eu cred că aceste două idei nu sunt, nu se exclud. Ele sunt complementare. Într-adevăr, în democrație, nu putem alege ceea ce este ideal, pentru că ceea ce este ideal este pentru fiecare dintre noi în parte. Ori este limpede că nu putem să ne alegem pe noi înșine întotdeauna. Și atunci, în democrație, se pune problema să alegi ceva care e un numitor comun acceptabil. Și se spune că este cel mai mic rău posibil. Dar în realitate cel mai mic rău posibil înseamnă și maximum de bine posibil. Așadar, între cei patru candidați posibili care sunt, repet, ca alegător obiectiv, fără apartenență politică,
nu aș avea altceva ce să aleg. Cine înseamnă aceste două criterii? Dar cel mai mirou posibil, cel mai bine posibil, sunt niște putea să aleg pe altceva decât Traian Băsescu. Cel puțin potrivit sondajelor de opinie. Sunt niște alegători care, nu știu, mă rog, poate or fi și membrii de partid printre ei, dar sunt convins că sunt și unii care nu sunt membrii de partid, care în aceste alegeri le vor da votul lui Mircea Geoană, principelui Duda, poate domnului Crin Antonescu, nu poate, ci sigur. Da. Dar toate ei se gândesc că sunt mai buni aceștia decât toate sondajele de opinie arată că în primul tur va câștiga Traian Băsescu. N-am văzut niciun sondaj de opinie, nici măcar cel făcut de PSD recent, să spună că în primul tur va câștiga Mircea Geoană. Deși între sondajul PSD și celelalte sondaje, 5-6 făcute în ultimul timp, e o mare diferență. Numai în sondajul PSD Mircea Geoană are 29%, în toate celelalte sondaje are sub 25%. Dar nu asta e important. Important e că și în sondajul PSD, în primul tur câștigă Traian Băsescu. Și toate sondajele arată că într-un al doilea tur, indiferent cu cine candidată Traian Băsescu, tot el va câștiga. Repet, suntem cu 4 luni înainte de alegerile prezidențiale. Nu văd ce se mai poate întâmpla în aceste 4 luni. O deteriorare economică teribilă a situației în România. Da, eu cred că în această privință aproape am ajuns la fundul sacului. Criza economică, într-adevăr, nu și-a spus toate efectele, dar ne apropiem de acel punct critic de jos, de la care nu mai avem unde merge decât în sus. Eu vreau să vă spun, domnul Turcescu, că am străbătut o perioadă la guvernare mult mai grea decât aceasta. Am fost în perioada 96-2000 la guvernare, cu Convenția Democratică, cu Partidul Democrat, cu UDMR, și din punct de vedere economic, atunci lucrurile au fost mult mai dramatice decât acum. Nu vreau să spun că această criză economică este o bagatelă, Doamne ferește. Ea are două cauze importante. Prima, cum bine știți, ține de piețele financiare mondiale și aici România n-avea cum să ocolească această perturbare majoră care, repet, la nivel mondial nu ține de România, nu e generată de România, dar este și o cauză internă. Pentru că, din păcate, toată perioada de dezvoltare economică nu a fost fructificată pentru reforma statului român. Din potrivă, mai ales în anii 2007-2008, a fost o lipsă de rațiune în administrarea banilor publici și mai ales s-a ajuns la o excrescență extraordinară a structurii bugetare, a administrației, a structurii administrației în general, centrale și locale. În loc ca în acea perioadă să se fi făcut în mod rațional reforma întregii administrații, la nivel central și local, atunci s-a profitat de faptul că există bani, s-a dat satisfacție clientelei politice, a crescut foarte mult numărul personalului bugetar, cum bine știți, mai ales în 2008, când a fost an electoral, s-au cheltuit sume uriașe din considerente pur electorale. Așadar, a doua cauză a dificultăților majore pe care le avem acum, aș zice că ține de guvernul Tăriceanu și chiar dacă astăzi chestiunea asta se uită sau se dorește să fie uitată, orice analist economic serios nu poate să ignore acest adevăr. Pe lângă cauza economică internațională, există această cauză internă care a avut un rol foarte mare în această dificultate pe care o străbatem astăzi. Bun, dar bănuiesc că lucrurile acestea despre care povestiți acum le știați și în momentul în care, după alegerile de anul trecut, ați fost unul dintre cei care au promovat ideea unei alianțe cu Partidul Național Liberal la guvernare. Și dumneavoastră spuneți într-un interviu recent că i-ați oferit la vremea respectivă, sau i s-a oferit la vremea respectivă lui Călin Popescu-Tăriceanu funcția de președinte al Camerei Deputaților, în condițiile în care PNL-ul accepta să facă o alianță la guvernare din nou cu PDL-ul. Păi cum v-ați fi putut alia la vremea respectivă sau la ce vă gândeați atunci când propuneați o astfel de alianță? Vă aliați practic cu cei care, cum spuneți acum, n-au știut să guverneze în folosul cetățeanului? Ci o pe criterii exclusiv politice sau de clientele politică. Așa cum spuneam mai devreme, nu poți să alegi ceea ce este ideal, din păcate. Aritmetica electorală, așa cum s-a conturat ea în 2008, la sfârșitul anului, a arătat că erau două variante de guvernare. O variantă de guvernare cu PNL și o variantă de guvernare cu PSD. Din punctul meu de vedere, oricât de rău ar fi fost PNL ca partener de guvernare, cred că era mai bun decât PSD. De ce? Îmi mențin această părere. Da, să vedem. Pe foarte scurt. Simplu. Pentru că programele noastre de guvernare, programele noastre politice, ideile legate de
economie și de modul în care funcționează statul sunt mult mai apropiate. Între PNL și PDL, sub aspect doctrinar și programatic, există o mult mai mare compatibilitate decât între PDL și PSD. Domnule Stăca, dar PNL-ul acesta despre care vorbiți era cel care în perioada de, după despărțirea de Partidul Democrat, da, a spus că a făcut cheltuieli nejustificate. Prin urmare, din punct de vedere economic, a fost o catastrofă. Așadar, domnul Turcescu, repet, aritmetica electorală ne obliga să ținem seama de două variante posibile. Acum, dumneavoastră spuneți așa, dar aveți o grămadă de obiecțiuni față de PNL. Da, le mențim pe toate. Dar în democrație, până la urmă, vrând nevrând, câtă vreme n-ai obținut 51% în alegeri, trebuie să găsești o variantă de guvernare. Și între aceste două variante, PNL și PSD, eu cred că, luând în considerare toate neajunsurile care pot fi reproșate PNL-ului, ar fi fost o guvernare mai coerentă decât o guvernare între două, făcută de două forțe politice radical diferite, una de stânga și una de dreapta. Ce a simțit în momentul în care PDL-ul a făcut în cele din urmă această alianță la guvernare cu Partidul Social Democrat? Da, sincer. Răspundeți-mi cu sinceritate. Am spus de multă vreme lucrul ăsta, domnul Turcescu, nu spun un lucru nou. M-am abținut atunci când s-a votat această coaliție de guvernare, dar pe de altă parte, o abținere nu înseamnă împotrivire. De ce nu m-am împotrivit clar, deși dacă ar fi ținut seama de principiile mele și de sentimentele mele, ar fi trebuit să mă împotrivesc categoric? Rațiunea m-a împiedicat să mă împotrivesc pentru că, repet, am judecat logic. Și câtă vreme PNL a refuzat oferta făcută de PDL, mai era o singură variantă de guvernare. PDL-PSD. Vedeți dumneavoastră că... Varianta unui guvern minoritar o excludează din start. Nu, era de exclus, mai ales în condițiile acestei crize pe care o parcurgem acum. Până la urmă, această variantă PDL-PSD, dacă am trăit într-un sistem democratic normal, nici n-ar fi așa de ciudată. În fond, în Germania, cum bine știți, există încă, nu pentru mult timp, dar există încă o coaliție între stânga și dreapta. Atunci trăim într-un sistem politic determinată normal? Tot de aritmetica electorală. Din păcate, România nu are încă acest exercițiu de compatibilizare programatică între forțe atât de radical diferite. Și nu l-are, nu numai pentru că lipsește maturitatea dialogului politic. Nu l-are și pentru că, din păcate, PSD, din punctul meu de vedere, încă nu s-a maturizat sub aspectul exercițiului democratic al puterii. Și lucrul acesta se vede în dificultățile pe care le avem în această alianță de guvernare cu PSD-ul. Pentru că aici, numai puțin o singură idee vreau să subliniez, pentru că dintr-un punct de vedere o asemenea alianță care are în Parlament 70% ar fi un lucru foarte bun în condițiile crizei economice. Ai spune, ai o majoritate categorică, poți să faci reformele pe care le dorești, câtă vreme ți-ai asumat prin programul de guvernare anumite direcții, nu vei avea probleme în Parlament cu majoritatea pentru adoptarea legilor care să concretizeze obiectivele de guvernare. Probleme sunt, domnule. Din păcate nu este așa, domnul Turcescu, pentru că eu constat cu tristețe că PSD continuă într-un alt registru jocul pe care l-a făcut în 2007-2008. Atunci era în opoziție, dar în subteran, practic, guverna România împreună cu PNL. Acum este în guvern, dar subteran colaborează în Parlament de cele mai multe ori cu PNL sau cu DMR sau cu ambele și nu cu PDL. Păi și întrebi la vorba lui Tănase. Și cu asta ce am făcut? Ce am făcut, domnule Stoic? Păi această întrebare ar trebui să o puneți nu PDL, ar trebui să o puneți PSD. Pentru că aici nu vă întreb acum ca reprezentant al PDL. Vă întreb așa, ca om care a trăit 20 de ani trăiește în viața politică românească la un anumit nivel. Da, acest lucru este anormal și acest lucru este rău. Dar acest lucru ține de maturizarea PSD. Dacă o va face, va fi foarte bine. Deocamdată, ceea ce este foarte clar pentru noi ca partid, pentru Partidul Democrat Liberal, este că avem un program de guvernare, avem obiective asumate prin program de guvernare, nu numai de către PDL, de către PSD, în egală măsură cu PDL, iar noi încercăm în acest moment, mai ales în contextul crizei, care, cum vedeți, are consecințe uneori foarte grele pentru mulți dintre români, încercăm în acest context foarte dificil să realizăm programul de guvernare. Ce am promis? Dacă PSD nu dorește să-și asume aceste
măsuri care sunt continuarea programului de guvernare, asta e treaba lui. Dar asta creează, sub aspect eficienței guvernării, o mare dificultate. Există o explicație pentru asta, domnul Turcescu, dincolo de ceea ce ține de România în general. Nu uitați că am avut 3 ani consecutivi, 2007, 2008 și 2009, ani electorali. România n-a mai avut niciodată o asemenea perioadă electorală atât de lungă și atât de tensionată. În 2007 a fost, cum bine știți, referendumul pentru demiterea președintelui, au fost alegeri europarlamentare, domnii locale. Nu ne-a obligat nimeni să avem 3 ani electorali. Da, nu ne-am făcut-o cu mâna noastră, eram obligați să facem aceste lucruri, cu excepția referendumului pentru demitere. A fost un exercițiu gratuit și contraproductiv. Dar alegeri europene trebuia să facem, alegeri locale trebuia să facem, parlamentare trebuia să facem, după aceea iar europene, avem alegeri prezidențiale. Democrația este obositoare și costisitoare. Trebuie să ne învățăm cu asta. După cum trebuie să ne învățăm cu faptul că în democrație, vrând nevrând, lupta politică e permanentă. Uneori aud și prieteni și comentatori politici, domnule, este o ceartă continuă în România. Păi, domnule Turcescu, democrația asta este. O ceartă continuă? Democrația este până la urmă, depinde ce termen folosim. Dacă păi e importantă zice, nuanța. Da, una e să ai dezbatere în permanență, una e să ai polemică. Dezbatere în permanență înseamnă luptă politică în permanență. Problema e dacă această luptă este una de idei, de principii și de programe, sau este una de persoane, sau una care nu are nicio miză serioasă. Dar altfel... Noi în ce situație ne aflăm? Din păcate, lucrurile sunt amestecate, sunt confuze și asta tulbură cetățeanul. Eu nu vreau să spun, cum spun din păcate foarte mulți care sunt dezamăgiți și chiar deprimați unii dintre ei, că tot acest joc politic este inutil. Nu, este inexact. Dincolo de bruiajul acestui joc politic democratic, bruiaj dat, repet, de temele mărunte, de temele false, de atacurile la persoană, dincolo de acest bruiaj, până la urmă, jocul politic democratic își păstrează esența și sunt convins de asta. Și aici m-aș adresa tuturor celor care în ultimul timp au această stare de dezamăgire și de deprimare. Eu cred că în România, în momentul de față, există resurse pentru reformă mult mai mari decât erau în 90 sau în 2000 sau chiar în 2004. Importante dacă aceste resurse ale reformei se solidarizează. Și care sunt ele? În primul rând, resursele intelectuale. Și aici aș dori ca mesajul meu să fie bineînțeles în primul rând de intelectuali. Pentru că dezamăgirea și deprimarea se manifestă mai ales în mediile intelectuale. Păi domnul Pleșu, l-am văzut într-un interviu recent, este dezamăgit. Domnul Mircea Cărtărescu scria despre Marele Hamită și este foarte dezamăgit. Bănuiesc că și colegul dumneavoastră de la ICR, președintele ICR, domnul Patapievici, este foarte dezamăgit că nu-l mai vedem deloc în Agora. Ei bine, nu mai dezbate. Ei bine, eu spun următorul lucru foarte clar și foarte tranșant. Fără să afișăm un optimist fără substanță, nici pesimismul nu este soluția. Cred că trebuie să abordăm lucrurile în mod realist. Și eu vă spun următorul lucru, domnul Turcescu. Dacă ne gândim la ce se întâmpla în România la jumătatea secolului XIX, la ce se întâmpla la începutul secolului XX, la ce s-a întâmplat în perioada interbelică, la ce s-a întâmplat în timpul comunismului, la ce s-a întâmplat în anii 90 în România, eu cred că dacă privim această istorie a noastră, a națiunii române, în momentul de față ne găsim în cel mai bun moment posibil din toată istoria noastră. De ce să fim deprimați? De ce să fim dezamăgiți? A, de noi înșine. Să fim dezamăgiți. E o de mare fapt... dezamăgire asta. Da, da, da. Asta o mare deprimare. Da, dar până la urmă, nu dezamăgirea față de noi înșine este soluția. E nevoie de un efort de construcție și de reconstrucție a națiunii române. Iar cei care sunt în primul rând chemați să participe la acest efort sunt tocmai intelectuali. Pentru că e vorba de o reconstrucție morală și de una instituțională. Unde sunt resursele cele mai puternice? La intelectuali găsim aceste resurse. Și eu cred că e nevoie de solidaritatea tuturor pentru a participa la acest efort de reconstrucție națională. Dincolo de toate... Că sunt blazați, sunt căzuți în deprimare, supărare, sunt supărați pe viață, pe viața politică. Da, eu mă gândesc la pașoptiști. Cine le face o injecție de optimism? Domnul Robert Turcescu, mă gândesc, de exemplu, la pașoptiști. Știți cum călătoreau ei? Cu diligența. Și în condițiile în care comunicau numai prin scrisori sau foarte rar se și vedeau, cu toate astea ei au putut să pună bazele statului român modern, să pună bazele națiunii române moderne.
Eu nu văd de ce noi, la început de secolul 21 și la începutul mileniului 3, când internetul funcționează peste tot, când putem comunica online... Și inteligența a fost înlocuită de mașini așa, cu sute de cai. De ce n-am avea resursele, în primul rând, sufletești, pentru a depăși toate dezamăgirile și toate deprimările? Repet, oricât de grea ar fi situația acum în România, și nu este una simplă, și politic și economic, oricât de grea ar fi această situație, ea este incomparabil mai bună decât situațiile cu care s-a confruntat România de la jumătatea secolului XIX și până astăzi. Stați să rămânem pe această idee că avem un scurt moment de publicitate și ne întoarcem foarte rapid. Acum scena cu Bayezid. Tu ești Mircea! Nu. Vorba scurtă, sărăcia omului. Stai la povești pentru că ai 600 de minute și 600 de SMS-uri în rețea, plus 30 de minute naționale și internaționale cu doar 3,5 euro credit lunar. Cosmote, alături de tine. Puterea Alinta Romei. Mami, dă și mie niște bani să-mi iau ceva dulce. De ce nu încerci și cu un Nutridei delicios? În primul rând, e un iaurt. Și în plus, are un gust care place oricui. Același gust delicios. De acum, într-un nou ambalaj. Danone Nutridei Delicios. Nutriție pentru un corp sănătos. Momentele tale de divertisment prind viață cu sunet ireproșabil și imagini impecabile. Noul W995 Walkman. Distracția nu a fost niciodată mai aproape. Placa bacteriană începe să se depună imediat după curățarea profesională la medicul dentist. Sfatul meu, luptă împotriva acesteia cu noul Colgate Total Advanced Clean. Sistemul său avansat de curățare pe bază de siliciu ajută la îndepărtarea plăcii bacteriene pentru o senzație de curățare profesională care durează. Noul Colgate Total Advanced Clean. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medicii dentiști. Nu rata oferta specială a lunii de la Danone. Acum Nutridei Delicios, pachet promoțional, plătești 6, primești 8. Plătești puțin, primești mai mult. Nu vezi dublu, chiar vorbești dublu în rețeaua Cosmote, fără costuri suplimentare. Acum la abonamentul Cosmote Full Option Plus 60, ai 800 de minute și 400 de SMS-uri în rețea, plus 60 de minute naționale și internaționale, totul cu numai 5,95 euro pe lună. Cosmote, alături de tine! Suta la sută cu domnul Valeriu Stoica, vicepreședinte al Partidului Democrat Liberal. Vorbeam de intelectuali. Și leg o declarație a această chestiune plus discuția din interiorul coaliției de guvernare cu o declarație a domnului Adrian Năstase, care a dat un interviu ieri și spunea că menținerea actualei coaliții de guvernământ depinde de renunțarea Partidului Democrat Liberal la Traian Băsescu. Cu alte cuvinte, domnul Năstase spune și detaliază acolo că n-ar fi niște incompatibilități majore între cele două partide, care avea maturitatea necesară pentru a guverna împreună, dar apare un element care disturbator, să spunem, în toată această coabitare, care se numește Traian Băsescu. Mai întâi, eu cred că domnul Adrian Năstase, deși liber să facă speculații, nu are în momentul de față autoritatea necesară, nici politică și nici morală, pentru a pune asemenea condiții. PSD cel puțin nu a format asemenea condiții până acum, după câte știu eu. Dar asemenea condiții sunt și nerezonabile. Eu înțeleg frustrările din care izvorăște o asemenea declarație, dar mie mi se pare că, așa cum spuneam mai devreme, candidatura lui Traian Băsescu e nu doar utilă, este și necesară. Din punctul meu de vedere ar trebui să candideze și dacă vorbeam mai devreme de deprimare și de disperarea unor categorii de români, eu cred că al doilea mandat lui Traian Băsescu va fi perioada în care aceste reforme pe care le dorim cu toții,
care privesc nu numai economia, dar și funcționarea statului român și care privesc, prin urmă, viața fiecărui cetățean, toate aceste reforme se vor face în acest al doilea mandat. Și cred că a da sfatul lui Traian Băsescu să nu candideze, cum fac, din păcate, unii intelectuali pe care îi prețuiesc foarte mult, sau a pune condiții lui Traian Băsescu să nu candideze, sau a pune condiții PDL să nu candideze Traian Băsescu, toate astea mi se par nerezonabile, nerealiste și care nu au nimic de a face cu lucitatea politică. Domnule, asta să ducem un scenariu până la capăt, să zicem. Domnul Traian Băsescu, să spunem că va câștiga și un al doilea mandat. Da. Vedeți în acel moment, spuneți, o reformare a României, poate chiar din temelii, cu o soluție de guvernare similară celei pe care o avem în acest moment, adică, să zicem, continuarea acestei alianțe la guvernare, PSD-PDL, că nu înțeleg cu cine, bun, se schimbă președintele sau nu se schimbă președintele. Dar în principiu asta nu înseamnă că automat se schimbă și guvernul. S-ar putea să rămână același guvern PSD-PDL, s-ar putea să asistăm la aceleași certuri interminabile pe chestiuni care par foarte importante, de la pachetul privind educația, la uitata și îngropata modificare a Constituției, adică nu văd în ce formulă politică. E binevenită întrebarea dumneavoastră. Mă bucur. Pentru că situația de acum e total diferită de situația care o să existe după alegerile prezidențiale. În ce constă această mare diferență? Este evident că cea mai importantă miză politică a României în acești 3 ani electorali de care vorbeam mai devreme, cea mai importantă miză este alegerea președintelui. D'accord. E limpede că elementul de putere în angrenajul statului român în momentul de față, vrem să recunoaștem, nu vrem să recunoaștem, este funcția prezidențială. Și atunci, acum până la alegerile prezidențiale, toate partidele care au candidat sau care vor avea candidat sunt concentrate pe această bătălie politică. Unele chiar tinzând să sacrifice orice altceva. Dacă e cazul, sacrifice chiar interesul României. Și din păcate aici trebuie să spun că îl urmăresc cu oarecare tristețe pe Mircea Joană, pentru că toate eforturile lui de a câștiga capital politic în vederea atingerii acestui obiectiv de a deveni președintele României, toate aceste eforturi uneori sunt orientate strict spre persoana lui și e gata să sacrifice interese majore ale României, ceea ce nu este bine. Dar revin la ceea ce spuneam mai devreme. Acum, în această perioadă, este greu să cer partidelor care au candidat să nu încerce tot ceea ce este rezonabil posibil pentru a câștiga bătălia politică. Unele dintre ele recurg chiar și la măsuri nerezonabile. Și ce o să întâmple după? După, în acel moment, cel puțin 3 ani de zile, domnul Robert Turcescu, până în 2012, am terminat cu agitația electorală. În acel moment, pentru PSD sunt două variante. Vor câștiga prezidențiile sau nu le vor câștiga? Pronosticul este că nu va câștiga candidatul PSD, oricare va fi el, aceste alegeri prezidențiale. Că înțeleg că la PSD situația e nerămurită în momentul de față. Joană de două ori a fost lansat candidat, dar înțeleg că mai e o lansare în septembrie sau nu știu când, a treia lansare, și sunt voci în PSD care spun că de fapt nu se știe dacă a fi tot Joană lansat în septembrie. Rămâne de văzut. Zău? Dar spun că sunt speculații care se fac. Dar cine ar putea să fie? Stați puțin că m-ați făcut curios. Păi înțeleg că se vorbește tot mai mult de Sorin Oprescu. Există ca o variantă care să fie alesă de PSD în locul lui Joană. Repet, sunt speculații, cei din PSD știu mai bine acest lucru, dar indiferent ce va face PSD, nu cred că oricare va fi candidatul acela, el va câștiga. Și atunci înseamnă că în PSD, după ce vor fi alegerile prezidențiale, vrând nevrând se va face o reașezare, pentru că dacă nu vor câștiga funcția prezidențială și o zic că nu o vor câștiga, va fi o reașezare internă în PSD. Și PSD va avea două variante atunci. Ori înțelege să rămână la guvernare alături de noi, dar în condițiile unui parteneriat onest în care avem obiective comune și luptăm împreună pentru acele obiective, ori dacă nu, va dori să continue guvernarea cu noi, va avea posibilitatea să intre în opoziție. Să mergem pe scenariul ăsta. Varianta intrării PSD în opoziție. În acel moment există, cum bine știți, încă două partide, PDL și UDMR, care pot fi avute în vedere. Deci, PNL și UDMR. Da. Deci, repet, mă refer încă o dată la structura actualului Parlament. Spun încă o dată, domnule Stoica, da. Cu UDMR e simplu, într-o astfel de variantă. Dar dumneavoastră mai credeți în continuare posibilă o așezare la guvernare a PDL cu Partidul Național Liberal? Din punctul meu de vedere, nu este exclus acest lucru. Mai mult decât atât, dacă ar fi vorba doar de punctul meu de vedere personal,
Eu cred că o guvernare cu PNL va fi mult mai simplă, mult mai coerentă decât o guvernare cu PSD, dacă PSD nu se reformează. Ar fi o singură variantă în care guvernarea cu PSD va fi mai bună decât cea cu PNL. În măsura în care după alegerile prezidențiale se produce această reașezare internă în PSD, oamenii raționali din PSD vor reuși să conducă partidul și atunci, în acel moment, fără îndoială că dacă vom avea un partener echilibrat, lucid, rațional, guvernarea cu PSD ar putea să fie foarte bună. Trei oameni raționali, cum îi numiți dumneavoastră, din PSD, care ar putea să fie... Rapid, fără să mă gândesc. Așa. Domnul Diaconescu, ministru de externe, domnul Dâncu, care e un strateg politic foarte bun și care de 2-3 ani de zile are idei care, dacă ar fi de PSD, PSD era astăzi într-o poziție mult mai bună din punct de vedere politic, și de exemplu domnul Pușcaș. Mm-hmm. Deci trei nume are PSD. Garnitura PSD-istă, se spune, cu care s-ar putea lucra... Repet, în mod rezonabil. Noi facem speculații acum. Dar sunt lideri, iertați-mă, fără să încerc să zic pe cineva, sunt lideri de linia a doua, domnule Stoica, în Partidul Social Democrat. Acolo acum, sunt la putere acum, acum dacă doriți să... Domnul Dragnea, domnul Vanghele... Să vă vorbesc de domnul Vanghele, nu cred că este cazul să insist asupra acestui subiect și nu este cazul să spun de ce îl prefer pe domnul Diaconescu, domnul Vanghele. Cred că e mult prea evident, nu e nevoie de alte argumente suplimentare pentru asta. Evidența mă ajută prin ea însăși. Dar, repet, noi facem speculații acum. Nu facem speculații, sunt niște lucruri care trebuie gândite, pentru că mai avem cât? 3-4 luni de zile și vom avea această confruntare electorală. Da, a face speculații, asta înseamnă a gândi. S-ar putea, s-ar putea, nu voiam să luăm termenul acela. A, bun. Nuanța lui cumva... Peorativă. Peorativă. Mă gândesc că s-ar putea... Ca să folosim, discutăm variante posibile. Bun. Mă gândesc că s-ar putea ca aceste variante despre care discutăm astăzi la mijlocul lunii august să fie nevoie de luarea lor în calcul mai devreme decât momentul electoral. Că înțeleg că în luna septembrie avem o ciocnire a civilizațiilor, așa zic, a celor două blocuri politice aflate acum la guvernare, pe asumarea normal, celor... În mod normal n-ar trebui să fie o ciocnire. Asumarea răspunderii guvernamentale. Din potrivă, ar trebui să fie o deplină concordie. Dacă vreți, aici este marea diferență între modul în care înțelege jocul politic PDL în acest moment și modul în care PSD înțelege jocul politic în acest moment. PDL, după cum ați văzut, nu a orchestrat atacuri la persoană, atacuri împotriva unor lideri sau unor miniștri PSD. Noi am spus următorul lucru. Avem în programul de guvernare câteva obiective. Ne-am asumat și noi și PSD în programul de guvernare ideea de a avea o lege unică a salarizării. Ne-am asumat acest obiectiv. Ne-am asumat reforma educației, pornind de la Pactul Național realizat anul trecut în cadrul Comisiei Prezidențiale pentru Educație și semnat de toate partidele politice. Avem acest obiectiv. Am discutat despre reforma sistemului de pensii. Avem acest obiectiv. Am discutat despre raționalizarea structurii administrației la nivel național și local. Am discutat și avem acest obiectiv. Păi atunci de ce să fim în dispută? PDL înțelege să discute programul politic și, după cum vedeți, la toate atacurile PSD n-am răspuns în niciun fel și în orice caz n-am atacat la persoană. Din potrivă, la toate aceste atacuri noi venim și spunem, domnule, e o perioadă dificilă pentru România, este criză economică gravă, avem nevoie de aceste legi pentru că ele fac parte din pachetul de măsuri care ar trebui să ducă la reformarea statului român și la reformarea sistemului României în ansamblu. Cum putem să facem asta? Păi să dezbatem lucrurile, da? Că asta se spune. De ce să ne asumăm răspunderea că nu dezbatem? Nu este adevărat. Mai întâi am dezbătut când am semnat programul de guvernare. Deci am comentat aceste lucruri. Dacă e nevoie, ne mai dezbatem o dată. Și noi asta am și spus în legătură cu legile educației, mai ales pentru că aici este situația, se pare, cea mai fierbinte. Și nu e rău să fie așa. În fond, educația este o miză cu adevărat națională. Dacă vorbim de educație, spun lucruri comune, truisme, cunoscute de toată lumea. Viitorul nostru depinde de educație. Vorbim de educație bazată pe cunoaștere. Asta depinde de educație. De o dezbatere parlamentară. Bun. Pe aceste legi ale educației, domnule Stoica. O secundă. Așadar, obiectivul ni l-am asumat prin programul de guvernare. Dacă apar nuanțe, le putem discuta. Noi am spus că suntem deschiși unui dialog. În momentul de față sunt două pachete de legi. Un pachet depus de PDL în Parlament
care este continuarea pactului pentru educație semnat de toate partidele și a strategiei pentru educație, și este pachetul de legi care se prepară la Ministerul Învățământului, să le zicem pachetul Andronescu, pachetul, da? Miclea, cam așa. Există, nu, eu nu spun Miclea, pentru că nu este pachetul Miclea, repet, este un pachet de legi care a rezultat din acordul politic al tuturor partidelor. Pentru că dacă spune Miclea, înseamnă că PDL vrea să treacă spuza pe turta lui. Noi nu spunem asta. Nu este pachetul PDL. Este pachetul rezultat din consensul partidelor politice și al sindicatelor și al forțelor societății civile în legătură cu strategia națională pe educație. Din păcate, există diferențe între ceea ce este în acest pachet de legi, care este consecința firească a pactului național pentru educație și a strategiei pentru educație, și pachetul Andronescu. Și am spus următorul lucru. Le discutăm. Noi nu respingem de planul aceste chestiuni. Haideți să le discutăm, avem timp până la începutul septembrie, le discutăm și cu sindicatele și cu forțele societății civile, dar asumarea este necesară pentru că dumneavoastră știți că e o urgență. Haideți să vă mai dau un exemplu care cred că mă ajută foarte mult. Am avut experiența asumării răspunderii pe cele două coduri, codul civil și codul penal. Și acolo a fost un joc de aproape un an de zile, dacă ne asumăm răspunderea, dacă nu ne asumăm răspunderea. În final s-a dovedit că a fost singura formulă posibilă și rezultatul ei a fost pentru România benefic, pentru că în absența celor două coduri adoptate de Parlament, nu știu cum arăta raportul pe țară în ce privește justiția. Soluția s-a dovedit bună, până la urmă ne-am compatibilizat și cu PSD, n-a făcut nimeni moțiune de cenzură, cum bine știți, deci dialogul a funcționat. Același lucru se poate întâmpla și acum cu legile educației. PDL nu respinge ideea de a dialoga pe acest proiect, pe acest pachet legislativ. Poate în această chestiune legată de asumarea pe legile educației, unul dintre cei doi parteneri întreține această dispută, poate domnule Stoica, din dorința de a se vedea fie ieșit de la guvernare, fie scos de la guvernare. Deci de scos nu va fi vorba, pentru că, repet, PDL nu va scoate PSD de la guvernare prin propria lui voință. Nu urmărește lucrul acesta. Nu urmărim acest lucru. Noi urmărim altceva. Urmărim, dar PSD-ul urmărește... Urmărim programul de guvernare. Dar PSD-ul are vreun motiv să urmărească ieșirea de la guvernare? Vedeți, poate l-ar ajuta pe domnul Geană. Când spuneți de PSD, lucrurile se complică, pentru că nu știu de care PSD vorbiți. Există PSD-ul domnului Geană, există PSD-ul domnului Vanghele, există PSD-ul domnului Dragnea, există mai multe PSD-uri. Nu știu dacă ele au un numitor comun în momentul de față. Eu vorbesc de PSD-ul care sunteți la guvernare. Dacă, păi aici e dificultatea noastră, pentru că în timp ce PDL e un partid care are o structură limpede și clară și care acționează ca un partid, unii spun disciplinat, puteți să-i spuneți cum vreți, eu spun coerent. În PSD nu există o asemenea coerență, din păcate. Dacă unii din PSD vor să aducă treaba lor. Repet, asumarea răspunderii nu este un test pentru PDL. Nu este nici un test pe care să-l dea PSD-ul în fața PDL-ului, nu. Asumarea răspunderii va fi un test al PSD-ului pentru PSD. PSD în față cu el însuși. Sau dacă vreți, grupările din PSD în față cu ele însele. Atunci se va stabili și se va dovedi ce vrea PSD ca rezultantă acestor grupări de forțe din interiorul său. Mai facem o speculație? Eu cred că partea rațională din PSD dorește să rămână la guvernare pentru că este responsabilă și pentru că nu are altă variantă. Dar dacă... Varianta este de la guvernare este sinucigașă pentru PSD. Dar dacă PSD-ul spune la un moment dat nu suntem de acord cu asumarea răspunderii guvernului pe acest pachet de legi, ce se întâmplă în acel moment? Păi, n-are decât să voteze în Parlament împotriva asumării răspunderii. Și din acel moment ce se întâmplă? Mai încape în teaca guvernării și PSD-ul și păi dacă votează, dacă depun o moțiune de cenzură chiar ei, PSD, înseamnă că în acel moment ei se situează în afara guvernării, treaba lor, răspunderea lor. Dacă își asumă consecințele unei asemenea atitudini, îi privește. Repet, PDL e consecvent programului de guvernare, crede în continuare că în ce privește, nu numai legile educației, legea unică a salarizării, reducerea personalului din agențiile guvernamentale și din aparatul de stat în general, toate acestea sunt priorități. Și ele trebuie asumate cât mai rapid. Și după cum ne știți... Nu spuneți că nu încapă nicio nuanță. Domnul Boc n-ar putea niciun fel să spună amânăm asumarea răspunderii pe legile privind reforma în educație. Mie greu să cred lucrul acesta din două motive. Odată pentru că dacă nu se face acum acest lucru, compromitem în bună parte obiectivele din programul de guvernare și domnul Boc până acum mie mi s-a părut un prim-ministru foarte responsabil. Dacă vreți să vă spun, este... Nu o surpriză, pentru că știam că este un om responsabil,
Fermitatea mi se pare că este foarte binevenită. Și a dat dovadă de fermitate în această chestiune și nu cred că va renunța la această poziție. Fiind responsabil cu performanța, stă mai prost. Da. Bun, nu e performanța lui, e performanța guvernului în ansamblu și putem judeca și aceste lucruri. Dar ceea ce vreau să spun este următorul lucru. În momentul în care guvernul își va asuma răspunderea, trebuie să vedem dacă cineva va face moțiune de cenzură. Vrea PSD să facă el însuși moțiune de cenzură, păi atunci se situează în afara guvernării. Ce va vrea să facă mai departe e treaba lui, nu e treaba noastră. Ați vorbit de domnul Boc. Și mai e treaba României. Bun, vreau să evoc un episod rămas oarecum în ceață, deși domnul Stolojan la vremea respectivă a explicat în fel și tip. Dumneavoastră vă manifestați într-un interviu surprinderea, să ziceți așa, mi-a fost greu să accept ideea alianței PDL-PSD și tocmai cu o oră înainte aflasem de la Teodor Stolojan că dorea să renunțe la funcția de prim-ministru. Trebuie să recunosc că n-a fost o seară prea plăcută pentru mine. N-a fost. La ora asta, la luni bune distanță de acel moment, îi acordați circumstanțe atenuante domnului Stolojan pentru decizia de a nu prelua postul de prim-ministru? Unui prieten politic îi acord tot timpul circumstanțe. Interesant, iar acum, prieten politic. Iar acum, când spun prieten politic, nu mă gândesc doar la un om cu care întâmplător te afli alături. Uh-huh. Domnul Stolojan este un prieten politic în acest sens al cuvântului, pentru că dacă urmăriți ce s-a întâmplat din 2000 și până astăzi din politica românească, eu cred că au fost câteva momente importante în care am colaborat extraordinar de bine cu domnul Stolojan. Bun, și deci pot să spun că da. E un prieten politic. Acum, după 9 luni de la acel eveniment. Da. Eu cred că tot rău e spre bine. De ce spun asta? Eu cred că soluția Boca prim-ministru se dovedește acum a fi mai bună decât soluția Stolojan. De ce? Pentru că domnul Stolojan cred că ar fi avut mult mai puțină îngăduință față de jocul PSD-ului, cred că ar fi mult mai tranșant și ar fi fost o coliziune mult mai rapidă. Și aceste jocuri de picioare pe care le fac diversi oameni din PSD ar fi găsit în Teodor Stolojan un om foarte dur și foarte tranșant. Și cred că dar lucrurile... poate era în interesul țării să avem un prim-ministru ceva mai tranșant, mai categoric. Da, cu condiția ca și partenerul să fie rațional. Eu cred că Emil Boc se dovedește a fi o soluție mai bună din cel puțin trei motive. Mai întâi, este președintele PDL și are în spatele întregul partid. Doi, are resurse de negociere. Dar nu înseamnă că cedează la orice, dar are resurse de negociere. Și aici cred că Teodor Stolojan ar fi fost mai puțin disponibil să negocieze anumite lucruri. Și trei, ceea ce mi se pare foarte important, s-a dovedit că are și fermitatea necesară pentru a spune nu sau pentru a spune da, ori de câte ori e nevoie să spună nu sau da. Dar am o obiecție majoră aici, domnule. Da, ascult. Dacă e să cântărim Boc și Stolojan. Da. Domnul Boc este un jurist, unii spun foarte bun. Și eu spun la fel. Așa, dumneavoastră sunteți mai în măsură să apreciați. Da, e un jurist foarte bun. Bun. Domnul Boc e un jurist foarte bun. Domnul Stolojan e un economist, da. Și un finanțist foarte bun. Într-o perioadă de criză, cum este cea pe care o traversează acum România, ce mai bine să ai în fruntea unui guvern? Un jurist sau un economist? Cred că era bine să fie Boc prim-ministru și domnul Stolojan să fie ministru de finanțe, de exemplu. Da, era o variantă. Era o variantă. Îl avem pe domnul Pogea, care este... Domnul Pogea se dovedește a fi un om foarte muncitor și cred că în poziția în care este acolo n-are deloc o misiune ușoară. N-aș vrea să fiu în locul domniei sale. Dar a dovedit că stăpânește lucrurile. Aș vrea să ne întoarcem puțin la campania electorală pentru președinție. Să vă întreb de... Bănuiesc că ești un fost prieten politic, cum să-l numim, domnul Crin Antonescu. Cum apreciați acum, la ceva vreme, ceva distanță de la momentul în care domnul Crin Antonescu a devenit președintele PNL și candidat la președinție din partea acestui partid, performanța politică în această nouă poziție a domnului Antonescu? Dar fără răutăți fără politice. Răutăți. Priviți-l pe domnul Antonescu așa, detașat, să zicem, ca observator. Am dat dovadă în seara aceasta de răutate politică? Nu. Da. Am vrut să mă asigur. Mă cunoașteți în general? Nu. Domnul Antonescu a trecut un test și mare de trecut unul. A fost testul alegerilor europarlamentare și din păcate l-a pierdut. Când spun că l-a trecut, spun că l-a dat.
în sensul ăsta, nu că l-a câștigat, a pierdut testul ăsta. Și aici o spun fără răutate, PNL a obținut la legile europarlamentare mai puțin de la clasele parlamentare. Era de așteptat, și când spun de era de așteptat, mă gândesc la oamenii din PNL. Ei se așteptau că în urma alegerii lui Crin Antonescu, partidul va avea vântul în pânze, forța lui Crin Antonescu va propulsa partidul la un scor mai bun decât cel de la parlament. Nu s-a întâmplat. Din acest punct de vedere, cei care l-au susținut pe Tăriceanu au motive să spună că era mai bun Tăriceanu. Al doilea test va urma. Este testul prezidențialelor. Nu trebuie să uitați că atunci când s-a discutat în PNL funcția de președinte al PNL și când au fost alegerile în primăvară, da, în PNL, acolo au fost două poziții radical diferite în ce privește candidatura la funcția prezidențială. Și inițial Tăriceanu a spus, nu cred că PNL are în momentul de față un candidat care să-l bată pe Traian Băsescu, și cred că el a gândit logic, a fost lucid și era o observație de bun simț, și zice, de asta eu aș prefera să ne gândim la o formulă în care să fie un candidat comun al tuturor forțelor care vor să se alieze împotriva lui Băsescu. Aici reacția lui Crin Antonescu a fost foarte fermă și a spus, un partid ca PNL nu-și poate permite să n-aibă candidat. Și dintr-un punct de vedere, afirmația e corectă. Dacă ești un partid serios, trebuie să ai candidat la funcția prezidențială. Problema este dacă ai resursele pentru a câștiga aceste alegeri și mai ales dacă ai resursele să intri în turul 2. Le are deci, domnul Antonescu, în momentul de față, după cum toate sondajele de opinie, e pe locul 3. Deci nu spun eu Valeriu Stoica. Toate sondajele de opinie spun că e pe locul 3, deci nu poți să intre 3 în turul 2, intră numai 2. Deci reprezentantul PDL și PSD. PNL n-are cum să aibă un candidat care să intre în turul 3, oricare ar fi acela. Dar domnul Oprescu... N-are forța electorală necesară PNL pentru a promova un candidat în turul 2. Dar domnul Oprescu, domnul Antonescu aici, din păcate, n-a făcut o evaluare serioasă a situației PNL-ului și a eventualului candidat al PNL. Domnul Oprescu, despre care încep să vină tot mai multe informații că e destul de hotărât să-și anunțe candidatura la președinție în septembrie. Are resurse să intre în turul 2 dintr-o poziție de independent? Oamenii politici în democrație au două tipuri de resurse. Este o resursă pe care o numim mitologică și aici domnul Sorin Oprescu a beneficiat de această chestiune la alegerile pentru primărie anul trecut. Și cred că este consumată această resursă mitologică. Pentru că e de 9 luni de zile, nu, de un an, un an și aproape 2 luni primar al Bucureștiului și cred că mitul s-a destrămat. Este a doua resursă pe care o are omul politic, este resursa dată de propriile performanțe într-un domeniu. Nu cunosc performanțele domnului Oprescu, ce a făcut până acum în funcțiile publice, și ca urmare, mi se pare că chiar dacă va fi pousat candidat al PSD sau va fi independent, nu are nicio șansă să mai producă vreo surpriză. Vă cer pe finalul emisiunii, cum să o numesc, o profeție? Da. E chiar... Pe vremuri făcea și... nu la dumneavoastră, la ProTV era o... Făcea profeții pentru trecut colegul Lucian Mândruță împreună cu domnul Brucan. Dar eu vă cer o profeție pentru configurația politică a începutului de an 2010. Cum credeți că va arăta România? Înțeleg că n-aveți emoții în ceea ce îl privește pe Traian Băsescu președinte. Mai departe? Mai departe se vor produce două lucruri importante. Încet, încet vom ieși din recesiune și chiar dacă vor fi aproape nesemnificativă creșterea economică, ea va exista spre sfârșitul 2010. Dar al doilea lucru, cel mai important, mandatul al doilea lui Traian Băsescu va fi mandatul reformelor fundamentale ale statului român. Da, de vă întrebam de profeție din punct de vedere politic. Vedeți mai degrabă, cu alte cuvinte, o guvernare în care avem așa un Traian Băsescu președinte, spuneți dumneavoastră, și un guvern PSD-PDL, adică actuala structură, sau mai degrabă... Da, aici nu pot să fac o profeție un guvern PDL-PNL. Pentru a face profeție trebuie să fie detașat. Și eu spuneam mai devreme că nu sunt detașat, întrucât am avut de la început o rezervă față de PSD. Deci nu fac o profeție. Spun care ar fi opțiunea mea personală. Asta eu aș prefera o variantă cu PNL dacă în conjunctura politică post-alegeri prezidențiale va fi posibil o asemenea formulă. Mulțumesc pentru participarea la confruntarea 100%.
Vă mai așteptăm, poate ne vedem mai devreme de un an, domnule Stoica. Dacă respirația inimilor dumneavoastră va fi mai accelerată, atunci poate ne vom vedea mai cu siguranță. Cu siguranță. Atunci vă doresc succes. O noapte liniștită tuturor, la revedere. Dublu. Chiar vorbești dublu în rețeaua Cosmote, fără costuri suplimentare. Acum la abonamentul Cosmote Full Option Plus 60, ai 800 de minute și 400 de SMS-uri în rețea, plus 60 de minute naționale și internaționale, totul cu numai 5,95 euro pe lună. Cosmote, alături de tine. De 60 de ani căutăm cele mai roditoare regiuni pentru cultivarea cafelei. De 60 de ani perfecționăm procesul de prăjire pentru a crea cele mai rafinate cafele. Doar pentru tine. Savurează momentul perfect cu Cibo. Cibo, de 60 de ani dăruim cei mai buni. Abonează-te la CineStar. Ai ce face. Este criză. Iar pe CineStar te așteaptă un super sejur. Peste 90 de filme noi și cei mai tari actori vor fi alături de tine cât e vara de lungă. Sfatul nostru, stai acasă. Relaxează-te pe CineStar. Deschide ochii și visează. Suntem singura planetă cu oxigen din sistemul solar și câteodată simți că nu ai aer. Traficul, aglomerația, căldura și betoanele te alungă din oraș. De asta am inventat un sătuc de vis unde am strâns la oaltă teatru, concerte live, ateliere de creație, skydiving și zboruri cu balonul, bazar de handmade și cinema în aer liber. Totul asezonat cu o scenă tare de breakbeat și un spectacol aviatic unic semnat de campionul Zoltan Veres. Minunea durează 3 zile. Chernobyl Arts and Crafts Festival se întâmplă pe 14, 15 și 16 august. Vino acum în magazinele Eternity. Abonează-te la Cosmote și ai telefonul Motorola Z8 începând de la numai un leu la abonamentele Cosmote Full Option Plus. Eternity și Cosmote, non-stop dedicați clienților noștri. Mami, mami, cam cât crezi că este casco pentru mașina asta? Da. E? Da? La Real, ai calitate la prețuri neașteptate. Prețul neașteptat este doar 1999 de lei pachetul LG plasmă 42 inch plus DVD player. Real, fără egal. Când te simți frumoasă, ai încredere în tine. Pentru o piele fină, uită de la Maderas. Încearcă Vit Crema Spray. Este mult mai ușor de aplicat și conține un nou complex hidratant. E simplu să ai o piele fină ca mătasea. Vit. Simte frumusețea. Dimineața românii merg la serviciu. E o idee bună, dar nu trebuie să devină fixă. Când vrei să schimbi destinația drumurilor tale, inspiră-te din Realitatea All Inclusiv. Pentru idei de călătorie, urmărește Realitatea All Inclusiv. În fiecare zi, în jurnalele de la 9, 21 și 23, în direct la Realitatea TV. Sub amenințarea tornadelor. La 7 ani după dezastrul de la Făcăieni, românii sunt tot mai expuși unor astfel de fenomene meteo. Află de ce? Duminică seară, la reporte.